Suntem astăzi la o sărbătoare a binecuvântării copiilor și prin aceasta noi, ca și Biserica Domnului, promovăm o cultură a vieții. Suntem pro-life, nu suntem pro-choice, adică facem ce vrem cu trupul nostru. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este pro-life, este pentru viață. Biblia spune El de viața și doar El poate să o ia. Toată scriptura, toată revelația specială a lui Dumnezeu arată că copiii sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Copiii sunt o sămânță dumnezeiască, copiii sunt lăstari în jurul mesei, copiii sunt uh, săgeți în mâna unui războinic. Peste tot vezi că Dumnezeu binecuvântă copiii și Dumnezeu este pro-copii, Dumnezeu este pro-viața copiilor, lăudați să fie Domnul. Dar trăim într-o lume nebună în care nu toată lumea vede așa. Există această mișcare pro-choice, adică fac ce vreau, aleg ce vreau să fac cu trupul meu, eu carne crescută în corpul meu și fac ce vreau și pot să avortez dacă vreau. De aceea, la ora actuală, avem 73 de milioane de avorturi în fiecare an pe glob. Asta înseamnă 200.000 de copilași omorâți în fiecare zi. În America avem 4.000 de avorturi pe zi. Asta înseamnă că tot la 20 de secunde se trag clopotele în America. România este pe primul loc la avorturi în Europa. Avem 150.000 de avorturi în fiecare an. Asta înseamnă 400 de avorturi în fiecare zi. Adică avem un Auschwitz tăcut acolo în pântecele mamei, un Auschwitz tăcut. Spunea bine Maica Tereza, când spunea în Senatul Washingtonului acolo, când a fost invitată la breakfastul la creștin a spus, nu vom avea nicio autoritate, nicio autoritate morală nu vom avea să oprim războiul lume, până când nu oprim războiul dintre mamă și făt. Cum să oprești războiul lume când nu oprești un război care ar trebui atât de natural să se oprească, nu? Și continua ea și spunea așa, în 1997, februarie, spunea în continuare, avortul ucide de două ori, ucide și bebele dar ucide și conștiința femeii. Avortul este profund antifemei. Și suntem astăzi la această binecuvântare, așa cum spune Proverbe 31 cu 8, unde Biblia spune așa, deschideți gura pentru cel mut, auzi? Noi trebuie să ne deschidem gura ca și biserică, ca și oameni răscumpărați pentru cel mut și pentru pricina tuturor celor părăsiți Proverbe 24 cu 11, Biblia spune așa, izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, n-am știut, oare nu vede Domnul, zice Biblia? Nu vede Domnul? Matei 18 cu 14, Biblia spune așa, că voia lui Dumnezeu, voia Tatălui vostru din cerul este este să nu piară nici măcar unul din acești micuți. Dumnezeu este contra avortului. Dumnezeu este, este pro-viață, lăuda să fie Domnul. Unul uh -huh. dintre cei mai respectați medici pe care lumea a avut a fost medicul Hipocrate. Și el spunea așa, jur să nu dau nimic unei femei care se creeze avortul. Jur, a spus, că nu voi da niciun medicament, nu voi da nimic vreunei femei care să-i producă avortul. Gordon haimi, unul dintre cei mai mari medici în domeniul acesta, spune așa, este un fapt stabilit că viața începe în momentul concepției. 100% în momentul concepției, este uman fătul în momentul concepției. Așa că teologii și filozofii, spunea el, n-are rost să se mai bată pe ideea când începe, când nu începe, pentru că asta e problema noastră. Deci ei să se, să se focalizeze mai repede pe semnificația vieții, pe scopul în viață, pentru că noi ca medici, prin fetologia... Modernă și prin tehnicile moderne, e clar un lucru, că orice viață continuă el, inclusiv cea umană, începe în momentul conceperii. Deci, nu numai Revelația specială, Biblia, ci și Revelația generală, știința, dau mâna și spun, copilul este uman 100% din momentul conceperii și toată informația genetică în împântrice mamei, după ce iese. Nu mai poți adăuga nici măcar o informație genetică. Totul este acolo. Este 100% uman. Și totuși sunt, așa zis, intelectuali, să nu zic altfel, care spun, nu, nu. No. Fătul ăla este subuman pentru că nu are conștiință. Și dacă nu are conștiință, nu e uman. Așa că poți să-i dau o injecție și la toaletă cu el. Faptul că cineva nu are conștiință nu înseamnă că nu este uman. Asta ar însemna că poți să omori orice copil până la un an jumate, doi, pentru că până la un an jumate, doi, copiii n-au conștiință. Asta înseamnă că poți să omori copiii până la doi ani? Când dorm, tu nu ești conștient. Înseamnă că poți să-ți omori soțul în timp ce dorme? Sau copilul pentru că ești în somn, fără vise. Dar ce faci cu cei care sunt oligofreni? Ce și cu cei care au 40 de ani de zile și au minte de un an de zile sau mai puțin. Sunt ignoranți, nu știu cine sunt. Îi vezi sat, îi vezi oraș, vorbesc. Încă. Habar n-au cine sunt. Înseamnă că pot să legiferez? Să omor oameni care nu sunt conștienți de ei înșiși. Câtă minte trebuie să ai să susții asemenea lucruri? Când au văzut că n-au putut nici cum au zis. Putem să o omorâm pentru că fătul ăla nu are personalitate. Și dacă nu are personalitate, înseamnă că. Când vom face diferența, sau când vor face diferența între personalitate și statut? Personalitatea este o chestiune care se dezvoltă în timp și în, în, în funcție de împrejurări. Unii pot să aibă o personalitate mai ridicată. De ce? Pentru că au condiții mai dezvoltate. Dar statutul nu se dezvoltă. Statutul este un dat de Dumnezeu prin creație. Adică nu poți să fii mai mult om sau mai puțin om în funcție de personalitate sau cultură, ești om. Este ceva ce Dumnezeu ți-a dat prin creație, creat după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu. Indiferent că cine este, cineva este mai dezvoltat intelectual sau are personalitate mai vividă sau nu, acel embrion este 100% uman creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta, frați și sorori, nu spunem numai noi că zice Biblia. Lucrul ăsta îl spune știința cu subiect și cu predicat. Sunt alții care spun: Putem să omorâm fătul din burtă pentru că nu are viață. Respirația este strict legată de viață și pentru că nu are respirație, poți să-l omori. Nu. No. Dar la trei săptămâni începe Inima să bată. Respirația, viața, biologică. Este acolo în pântece. Când iese afară, este o expresie a unui debut uman în viața vizibilă. Asta nu înseamnă că n-a avut în burtă. Este doar un debut uman în viața vizibilă, care o vedem noi. Dar viața există acolo în burtă. Gândiți-vă că eu am Botezătorul zice Biblia, când a auzit glasul Mariei, ce a făcut? Ce a făcut în burtă? A saltat de bucurie în pântecele mamei ei. Pierderea suflării nu înseamnă pierderea vieții, pentru că Biblia spune exact invers. De fapt, când ai pierdut suflarea, ești mai viu ca oricând. Și mai viu ca oricând. Ori în cer cu Dumnezeu, ori în iad cu diavolul. Sunt alții care spun: Fac ce vreau cu trupul meu pentru că fătul acela este o extensie a corpului meu. Eu o carne crescută, e ca un apendice. Și fac ce vreau cu trupul meu. Nu poți să faci ce vrei cu trupul tău și pentru cele care mă ascultă, probabil. Nu poți să faci ce vrei, pentru că ce e acolo nu este o extensie a trupului tău. Ce acolo se dezvoltă distinct de trupul tău. Și ascultați ce spune știința. Știința spune că copilul când se naște, când este conceput acolo, are amprente unice. Grupa sanguină a copilului de cele mai multe ori este diferită de a mamei extensie. De ce n-au toți copii grupa lui mama? Mami are B2, eu am 01. 50% din copiii care se nasc, se nasc de sex masculin. Pe păi dacă ar fi o extensie a corpului tău, de ce nu se nasc toate fetițe? Pentru că nu este o extensie a corpului tău și nu poți să faci ce vrei cu ceea ce este sădit de Dumnezeu acolo. Am printo unică de la vârsta de 40, 42 de zile, au unde cerebrale unice pe care le vor avea până la moarte. Au ajuns până acolo prin tot felul de tehnologii. Și au spus așa, dacă o pereche de culoare din Africa, soț, soție, bărbat, femeie, se culcă și ovulul este fertilizat și se poate scoate ovulul de acolo și să l implanteze într-o mamă albă, copilul nu se naște alb, ci se naște negru ca să arate de fapt cât de diferită e viața acelui făt de viața mamei. Așa că tu nu poți să faci, doamnă, domnișoară, soră, dacă cumva, nu poți să faci ce vrei. Acolo este o viață distinctă. Ceea ce se adaugă este doar apa, oxigenul, mâncarea când este. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze toți copilașii noștri. Și să credem că copiii sunt creația lui Dumnezeu, țesuți de Dumnezeu, spune Biblia, în chip ciudat. Sunt alții care spun, păi dacă se nasc cu diformități, cu sindrome, cu... Prin harul Dumnezeu am șase copii. Cred că la fiecare copil ne-a spus doctorul să mergem să facem nu știu ce radiografii de area speciale, să vedem dacă nu cumva are autis sau dacă nu cumva nu știu ce, ca să putem să le eliminăm, să oprim această genă rea care vrea să se stocheze și să meargă apoi generație după generație. Niciodată nu ne-am dus la un astfel de test. Am zis, Doamne, și dacă ar fi așa, asta e o viață pusă de tine. Doamne, fie voia ta, nu voia noastră. Noi nu credem. Chiar dacă cu un copil ți ar arătat că se naște cu handicap, n-ai voie să ucizi. N-ai voie. Este o viață pusă de Dumnezeu, țesut de Dumnezeu. Spunea cineva, tot ne întrebăm pe Dumnezeu de ce e atâta boală, de ce e atâta cancer. Și răspunsul a venit, pentru că Dumnezeu cred că ne-a dat sute de mii și milioane de soluții și am omorât în pântece. Oameni care trebuiau să fie mari doctori, oameni care trebuiau să fie oameni cu, cu, cu un intelect extraordinar. Și noi înșine ne-am autofautat. Foarte interesant că cei care vin și spun că pot să-i dacă sunt cu deformități. Nu sunt părinții celor care se nasc cu handicapuri. Nu sunt nici măcar cei cu handicapuri să voteze legea asta. Și să care au copii sănătoși. Nu-i ciudat. Lasă-i pe ei să vorbească. Lasă părinții aceștia să facă organizație. N-au făcut niciodată. Pentru că părinții care au copii cu handicapuri iubesc copiii. Sunt alții care spun, dar în caz de viol, este imoral să-i spui o femeie să-și păstreze copilul dacă a fost împotriva voinței ei. Așa că dacă e în caz de viol, Înseamnă că poți să ucizi copilul acolo în Pântece. Și acum vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Suntem împotriva violului, compătimim femeia care a fost violată sau fata care a fost violată. Dar problema nu se pune așa. Problema se pune care este statutul celui care îi îmburtă. Și dacă statutul celui care este acolo în Pântece este dovedit că este 100% uman în momentul conceperii, cu toată informația genetică acolo, atunci violul nu justifică avortul. Un avort legalizat este o crimă legalizată. Și faptul că o practică este legalizată nu înseamnă că e și morală. Și spunem, da, dacă o femeie a fost violată, nu are voie să avorteze. Trebuie să caute alternative. Ori să păstreze, ori să-l dea spre adopție. Sunt atâtea familii care vor să aibă copii și nu pot și stau la rând. Chiar dacă s-a întâmplat o nenorocire. N-are rost să să corecteze rău care ți s-a întâmplat cu un rău mai mare. Bun, ți s-a întâmplat un rău. Și ce faci? Nu rezolvi răul cu un rău mai mare. Cum? Prin ucidere. E un musafir nedorit. Cuțitul în el. Pentru că lucrul ăsta va amplifica problema. Să nu mai vorbim despre depresii post-avort. Ioi, azi avea un an. Ioi, azi avea majoratul. Ioi, n-are rost. Marele teolog Calvin spunea în felul următor. Este mult mai grav să ucizi pe cineva în propria casă decât pe câmp. Că atunci când te gândești la casă, te gândești ceva la, ce, la ceva intim, la ceva personal. Cu atât mai mult, e mult mai atroce să omori un copil unde? În casa lui, unde ar trebui să fie cel mai sigur, decât să au scomurit într-un accident. Ce să faci atunci? Caut ajutor. Caută ajutor. Caută alternative. Dar să știi că nimic nu era voia întâmplării. Să știți că în asociația lui Billy Graham există mari evangeliști în asociația lui Billy Graham care s-au născut în urma violului. Dumnezeu în suveranitatea lui poate să facă lucruri extraordinare. Caută consiliere. Dar viața este sacră. Domnul de viață, spune Biblia, și Domnul a viața. Lăudați să fie numele Domnului. Am frați și surori? Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, David spune așa, În păcat nu m-a născut, m zămislit. Adică în momentul conceperii, el este parte din rasa umană afectată de păcatul adamic. În păcat m-a zămislit, mama mea. În momentul conceperii, da, se naște cu păcatul adamic. Este deja parte din rasa umană. Dar mai mult, dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că Dumnezeu are o relație specială cu nenăscuții. Și Domnul îi spune Ieremia, Ieremio, din pântecele mai tale te-am pus deoparte. Pavel spune în Galaten că Domnul m-a pus din pântecele mai mele deoparte pentru slujirea asta. Domnul are o relație specială cu nenăscuții și a omorât ceea ce Dumnezeu a implantat. Se numește crimă. Și pentru că tot ne rugăm pentru țara noastră, și postim pentru țara noastră, să dea Dumnezeu oameni cu înțelepciune la țara noastră. Doar așa să știți, prima lege care s-a aprobat în România după căderea comunismului, știți care a fost? Avortul! După ce românii s-au rugat la Timișoara, Tatăl nostru care este în ceruri, să următoare, să moară copii! Să moară copii! 73 de milioane de copilași uciși în fiecare an pe glob. 200 de mii de copii uciși în fiecare zi. De atâtea ori se trag clopotele pe zi. Doamne, îndurăte de noi, Doamne. Și aici nu e vorba de politică, aici e vorbă de scriptură și mai mult de atât. Inclusiv știința sprijină ceea ce Dumnezeu a spus de mult. Și ascultați lucrul ăsta. Exod, capitolul 21. Exod, capitolul 21. Biblia spune așa, cu versetul 22. Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, adică prematur, fără altă nenorocire, să fie pedepsi cu o amendă pusă pe bărbatul femeii pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Bun, o născut înainte de vreme. Ok, amendă. Dar nu păți nimic, nici o nenorocire. Nu o muri bebele. Dar, dacă se întâmplă o nenorocire, adică bebele moare, vei da viață pentru viață. Ce spune Duhul Sfânt, de fapt, în versetul ăsta? Vei da viață pentru viață. Ce, înse ce înseamnă asta? Că cel nenăscut, îi uman, are viață, da sau nu? Băiatul ăsta, sunt 23 aici, ce suntem? Vei da viață? Pentru viață. O murit bebele, asta e viață. Frați și surori, repet, nu doar revelația generală, deducțiile prin tehnologii cu fetologia modernă care arată că e viața acolo. Scriptura au spus-o cu mii de ani înainte. Că e viața acolo. Așa că lasă-L pe Dumnezeu. Domnul de viață și Domnul ia viața. Amin? Este foarte ciudat. Știți că un copil poate să trăiască dacă se naște prematur la 5 luni? La 5-6 luni, copilul poate să nască prematur și să trăiască. Sora mea a născut un copil la 900 de grame. Sora mea din București. Și astăzi copilul are 4 ani. O frumusețe de copil. Rapid, incubatoare, nu știu ce. La cinci luni, ai piele, ai unghii, auzi vocea mamei, e viață, ce, ce mai vorbim? Dar știți că aceiași doctor care fuca disperații, e eu, e prematur, eu, să aibă viață. Aceiași oameni care spun, e viață cinci luni, să facem ceva, aceiași oameni. Ziua următoare în cabinetul lângă. Omoară copii care sunt la cinci luni în pântece, dar nu-i viață. Aceiași oameni care, dacă se naște un prematur, face orice să-l țină în asta și bine fac. Aceiași oameni. La cinci luni, în timp ce îi împântece. La cerere. Omoară copii. Doamne, îndură-te de toți medicii, Doamne. Ne rugăm pentru medici. Să știți că sunt medici care nu pot să facă avortul numai că se îmbată. Pentru că știu dacă eu știu un simplu nene în domeniul ăsta, care am citit în domeniul ăsta, da ei! Da ei! Ori și-au împușcat conștiința, ori trebuie să se îmbete, să poată să facă o asemenea atrocitate. Doamne, îndură-te! Îndură de țară și de lumea asta, Doamne! Binecuvântat și onorat să fie în numele Domnului! Isaia 49 cu 15, Biblia spune așa, și deja fratele lor rugăciunile au citit. Am luat-o ca un semn, printre altele. Poate o femeie să uite copilul pe care îl arătează și să n-aibă milă de rodul lui ei. Dar chiar dacă l-ar uita, eu sunt pro viață. Eu, zice Domnul, nu te voi uita cu niciun chip. Psalmul 22 cu 10, Biblia spune așa. Tu ai fost Dumnezeul meu. De când? De când eram la sânul mamei. Am fost sub paza ta. Și acum ascultați. Din pântecele mamei, ai fost? David zice, tu ai fost tata meu? De unde? Din pântecele mamei. Și să vă dau o veste bună. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, ce a făcut? S-a înomenit pe sine și a devenit embrion acolo în pântecele Mariei. Și Biblia spune, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Emanuel Dumnezeu care este cu noi. Inclusiv Isus Hristos a avut această evoluție, pot să spun așa, ca embrion și s-a dezvoltat ca făt uman acolo în pânteșele Mariei. A fost Isus uman acolo, da sau nu? Da. Sfântul care se va naște din tine, zice Biblia. De aceea, pe baza Scripturii și pe baza științei, dar mai întâi a Scripturii. Că dacă știința ar spune altfel, n-aș crede-o. Asta, cel mai... Asta este cartea de căpătâi a Universului. Biblia. Toate legile lui Dumnezeu sunt drepte. Amin. Amin. Lăuda și onora să fie Domnul. Mai apropi de încheiere. Mai există o teorie ciudată care spune așa. Copilul este doar un potențial să devină uman. Dar până noi ieșit, el nu e uman, doar are potențial să devină uman. Așa că dacă este doar un potențial, poți să-l omori. De ce? Pentru că, pentru că încă nu e viață. Poți doar să te gândești că poate să devină uman mai târziu. Și eu îi spun, uitați-vă la o ghindă. Deci, o ghindă nu este jar. După cum un embrion nu e om. Și dacă o ghindă nu este jar, atunci nici, nici embrionul ăla nu e om. Așa că poți să te joci, să faci ce vrei cu el. Cum răspundem noi la o asemenea anomalie? Răspunsul este următorul. Și din punct de vedere botanic este dovedit. Că în ghinda aia, e un mic stejarel care are toată informația genetică pentru stejarul care va crește de 30 de metri. De fapt, în cochilia aia mică, e un mic stejarel cu toată informația pe care un mare stejarul va avea. După cum? Embrionul ăla e viață și toată informația genetică a unui om o are de acolo și nu se mai poate adăuga nimic când a ieșit. E viață pusă de Dumnezeu. Frați și sorori, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze familiile noastre. Să ne păzească de acest flagel care astăzi pentru câteva sute de lei te poate aranja repede. Ne rugăm pentru mame. Dumnezeu să le binecuvânteze. Și tații dacă au făcut și au, au complotat și -o lasă, trebuie să se pocăiască, nu doar femeile. Poate totuși este cineva aici sau care urmărește live acest mesaj care spune, bine, bine frate, am înțeles, e viață. Dar eu am avortat! Ce să fac acum? Am înălțit o soră care mi-a spus, frate, că abia de 20 de ani de zile de când intru în biserică. În fiecare duminică spun, Doamne, iartă-mă că am omorât bebele meu. Iartă-mă că am omorât musafirul ăla nedorit. Iartă-mă, iartă-mă. Dacă ești aici și ai făcut această oroare și ai omorât viața unui copil, primul lucru care trebuie să-l faci este să te pocăiești și să spui, Doamne, iartă-mă. Am călcat porunca a șasea, să nu ucizi. Doamne, sunt vinovat, sunt vinovat. Dar cred, Doamne, că sângele Tău, Doamne, poate să curețe orice păcat. Și să spui, Doamne, pe baza 1 Ioan 1 cu nouă. Tu ai spus că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice păcat. Și dacă orice păcat, Hristos poate să ierte, spune, Doamne, cred, Doamne, cer milă, Doamne, cer milă Ta, Doamne, curăță-mă de păcatul meu prin sângele lui Iisus Hristos. Unu, pocăiește-te. Doi, primește iertarea lui Dumnezeu. Primește-o. 3. iartă-te și tu pe tine însuți. Iartă-te și tu pe tine însuți. Dacă Dumnezeu te-a iertat, cine ești tu să nu te ierți pe tine însuți? Aruncă acel idol al vinovăției. Aruncă-l și spune, Doamne, ce ai curățit tu, eu nu mai numesc spurcat. Cred că sângele tău, Doamne, mă poate curăți și m-a curățit. De aceea, dacă sunt în Hristos, sunt o făptură nouă, Doamne. Și nu mai este nicio sândire pentru cei care sunt în Hristos. Și, Doamne, nu mai las ca diavolul, Doamne, să-mi tormenteze mintea. Doamne, primesc iertarea și aleg să mă iert și eu pe mine însumi. Lăuda să fie Domnul. Spuneți-i, Moise, a omorât un om. A omorât. După 40 de ani de zile, Moise vine și spune să nu ucizi. Atunci mai omorât, ba da. Dar am avut o întâlnire cu Domnul la rugă, a prins. Și pentru că m-am întâlnit și Domnul m reabilitat. Simone, Zice, satan a cerut să te cearnă. S-a lepădat Petru de Domnul, da sau nu? De trei ori. Și îl vezi pe Petru de Rusalii care spune, voi v-ați lepădat de cel sunt. Bine, bine, Petru, dar tu, tu nu te-ai lepădat. Ba da, m-a lepădat. Dar am avut o întâlnire cu Domnul pe Marea Tiberiade. De trei ori am căzut, de trei ori m-a întrebat, Simone, mă iubești? În jurul focului m-am lepădat, în jurul focului mi-a pus și sunt întrebarea. Voi nu știu ceva, m-am întâlnit cu Hristos și întâlnirea cu Hristos m-a reabilitat. De aceea alege să te ierți, alege să te ierți. Dacă Dumnezeu te-a iertat, iartă-te și tu pe tine însuți. Amin? Amin. Și să-ți mai dau o veste bună. Și când David a păcătuit cu Batșeba, Biblia spune că a rezultat un copil. Și David a auzit că copilul este bolnav. Și s-a rugat înaintea Dumnezeu și a zis Doamne, vindecă copilul, Doamne! Vindecă copilul, Doamne! Și Dumnezeu nu l-a vindecat. Ascultați ce spune Biblia în, în 2 Samuel 12 cu 23. Și după ce copilul moare, David se ridică și spune așa. Acum când a murit, pentru ce să mai postez? Pot să-l întorc în viață? Și acum ascultați. Eu mă voi duce la el. Pe unde a plecat David? După moarte? În rai sau în iad? În rai. Eu mă voi duce la el, dar el de acolo nu poate să se întoarcă la mine. Și asta ar trebui să fie o mângâiere pentru toate mamele care au făcut acest lucru. Tu nu ți-ai pierdut copiii pentru veșnicie. Pentru totdeauna. De fapt, ei sunt în cer. Ei sunt în prezența lui Dumnezeu. Eu, David, zice, mă voi duce la el. E acolo. Toți copiii avortați, unde merg? În prezența lui Dumnezeu. Cum absolvă Dumnezeu păcatul originar este o, o taină pentru noi. Dar David zice, eu mă voi duce la el. Dar el de acolo nu poate să vină la mine. Și asta este o mângâiere. Copiii avortați sunt în prezența lui Dumnezeu. Nu sunt pierduți pentru totdeauna. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze familia. Amin. Și frați și surori, când se fac tot felul de marșuri și 40 de zile de asta în față la maternitate, asta vă spun vouă și îmi spun mie. Haideți să ne facem timp să mergem acolo cu pancarde. Maica Tereza a salvat 3.000 de copii de la avorturi și a dat familiilor. Sunt asociațiile astea care câștigă zeci de mii de copii în fiecare an. Să facem, să ne deschidem gura pentru cel mut. Ca aici putem toți să lăudăm pe Domnul, da, sigur, suntem mari predicatori. Dar să fim gata să ne deschidem gura. Du-te, mărșăluiește, țin o pancardă în mână. Și e bine că ai avut un părinți care ți-o da naștere. Luptă pentru cei care sunt un Auschwitz tăcut. Și mă rog ca Domnul să binecuvânteze bisericele noastre și Dumnezeu să vindece pe toate cele care au făcut acest lucru. Și nu uitați, voia Tatălui nostru care este în ceruri este să nu piară nici măcar unul din acești micuți. A Domnului să fie gloria în veci. Amin.